Verificări în teren în cazul lucrărilor din planul integrat de dezvoltare urbană. Primarul Leoreanu, însoțit de specialiștii din primărie și constructorii, a inspectat străzile în vederea depistării problemelor și s-au găsit destule deficiențe ce trebuie remediate până pe 15 iulie. Merge și pe Suceava și nu venim aici sus. Dincolo, în partea aia, la pietonal. La pietonal. Și încheiem ca să facem o trecere. Viste, după partea asta am văzut, am fost și el câteva lucruri care să ne discutăm și să nu... Da, haideți! Următoarea oprire, unde va ser privată. Am văzut într-o seară o mașină, mergem dincolo, a intrat în ea. Și atunci, pe asta, cum e venit acolo din continuare, pe latura asta și pe aia de acolo, nu a dat de opri. Da. Costelin, vezi cum organizezi și îmi bagi să vină cu o stropire de ierbicid? De jur împrejur, nu stă frumos aici, nu se iese buruianu. Deci odată, aici trebuie să facem, aici îmi place buza asta, deci eu propun așa aici, să venim să tăiem frumos, așa și așa, să facem treaba frumos. Punem ca să avem o nivelare și să se treabă ca lumea aici. Da? Nu este că aici și aici am, sunt proșapă. De aici până acolo mai e. Edilul șef spune că dacă nu vor fi remediate aceste deficiențe, nu le va plăti prea curând constructorilor suma de bani rămasă de achitat. Deci intrarea de acolo, intrarea de aici, canalele alea trei. Alea trei și gaierul. Și gaierul. Da, domnule. Plus acolo în capăt. Eu aș vrea să știu termenul, când e gata, că aș vrea să și dau drumul la bani și mă ține, nu găsesc pixul. Ca să știu să dau, cum să fac. Spuneți-mi ca să știu, că eu mă duc acum și dau. Eu mâniez gata complet cu capacul ridicat și tot. Mâniez gata și acolo și tot. Tot ce vreau zis până acum. Și din coace? Previne ridicata? Da, să facem o leacă și le pun. Rămas un rătic și vreau să le vedem. Trăgem o leacă, tragem și am tras frumos, uite, rămas balat. Știi că după o lucrare când se termină, nu-i păcat în rest. Pidul suplimentar va veni din spate pentru a completa porțiunile ce nu au fost prinse în proiectul mare. Am tras și apă și canal pe substrăzile pe care le-am reabilitat. Fiind vorba doar de o zonă și rămânând anumite capete de străzi, capete de trotuare, pentru că, repet, proiectul s-a referit la o zonă, mulți n-au înțeles. O să, domnul primar, dar dacă asfaltezi până aici, de ce nu mai asfaltezi de aici încolo, domnule? La prima vedere ar părea că are dreptate. Coborând în structura și logica proiectului tehnic, noi nu putem să mergem mai departe, pentru că depășim atributul, vii cu cheltuieli neeligibile, depășești anumite lucruri și nu ai voie să depășești mai mult de 10% cheltuieli neprevăzute. De aceea trebuie foarte mare atenție la astfel de lucrări. Și așa încerci să măsori cu balanța de farmacie și nu reușești întotdeauna să le ții la milimetru. Iar să ții la milimetru lucrurile, eu cred că e un lucru foarte important. De aceea, eu am propus un plan integrat de dezvoltare urbană suplimentar acum, care suplimentează întreaga zonă cu ce? Cu resturile de capete care n-au intrat în acest proiect. Și vom completa Panainte Donici cu tot ce înseamnă partea de sud-est a acestui cartier. Că, într-adevăr, a rămas o porțiune, că zici, domnule, dar asta nu a rămas făcută. Nu că nu a rămas făcută, nici n-a fost prinsă, că nu putea să facă parte din acest proiect. Noi avem acum acest proiect tehnic, care e aprobat de Consiliul Local, care cât de curând va intra la licitație. Adică eu sper că în cursul lunii iunie să înceapă la licitație, iar iulie să ne ajute bunul Dumnezeu să înceapă lucrările. Ca în a doua parte a acestui an și în prima parte a anului suplimentar să putem să dăm o anumită completitudine, dacă vreți, acestui plan integrat de dezvoltare urbană. În total s-au semnat 4 contracte de lucrări pentru PIDU, proiectul mare. Lotul numărul 1, Squad Hotel. S-a semnat între municipiul Roman, Sece Bacor Protcom SRL, în asociere cu Sece Rom Urban Construct SRL, cu valoarea de 941.273,68 lei, inclusiv TVA, care a fost recepționat la 7 iulie anul trecut. Foarte mulțumit, vreau să vă spun că am fost aici de constructori, s-au implicat și chiar am văzut că în primăvară, când au văzut că peste iarnă au cedat anumite lucruri, s-au apucat singuri și ați văzut că l-au adus la faza așteptată de toată lumea. Următoarele lucrări finalizate și recepționate în 17 mai anul acesta. Lotul 2. Reabilitarea pietonalului Ștefan cel Mare, tronsoanele 1 și 4, unde ne aflăm. Contract de lucrări
semnat între municipiul Roman și Sece Modern Construct în asociere cu Sece Contact Steel și Sece Strut Construct SRL, cu valoare de 2.110.095,60 lei inclusiv TVA. Și aici vreau să vă spun că am avut o bună înțelegere din partea constructorilor, am colaborat, se va mai reveni, este o problemă, o să vedem în perioada următoare, am sesizat, nici n-am discutat cu gazonul care am văzut că e un pic cam ars, probabil să nu fie multă piatră de sub și va trebui să sondăm în perioada săptămâna asta și să am un răspuns din partea constructorilor, dacă îi mai trebuie, mai aducem noi pământ, dar să fie lucrurile frumoase, că nu-mi place cu toloacă, mie îmi place cu gazon. Lotul 3, reabilitare străzi, din care fac parte 15 obiective. Elena Doamna, Smârdan, Ștefan cel Mare, Dumbrava Roșie, Unirii, Mihail Cogălinceanu, Costache Negre, Libertății, 1 Mai, Petru Aron, Dobrogeanu Gherea, Oituz, Fundătura Duzilor, Fundătura Dr. Felix și Cuza Vodă, în cadrul contractului de lucrări între municipiul Roman și Sece Imrom Roman, în asociere cu Sece Occidental Construct SRL, Sece Vlanda Company SRL, cu valoare de 10.616.998,64 lei, inclusiv TVA. Lucrări care au fost în partea de nord față de punctul unde ne aflăm noi acum. Și lucrări care se află într-o medie a bunului simț a finalizării. Sigur, orice problemă mai avem, noi am discutat cu constructorii, vor interveni, pentru că noi astăzi facem o recepție generală. Nu înțelegem că s-a terminat absolut tot. Deja până pe data de, am anunțat eu mai devreme, aproape de 15 iunie, mai sunt puncte de remediat și acest lucru le-am solicitat și eu cu deschidere, cu prietenie, dar trebuie să mă înțeleagă că fiind proiect european, fiind așteptările oamenilor, trebuie să aducem la standardele pe care cu toții le așteptăm. Lotul 4, reabilitare stradală, din care fac parte 15 obiective, Principatele Unite, Bradului, Vlațeper, Suceava, Ionionescu de la Brad, Alexandru cel Bun, Traian, Vasile Alexandrii, Griviței, Stejarului, Vasile Lupu, Panainte Donici, Bucegi, Decebal, Trandafirilor, în cadrul unui contract încheiat între municipiul Roma și Sece Darcons, în asociere cu Sece Valdus și Hidroterm, în valoare de 9.533.889,82 lei, inclusiv TVA. Edilul Romanului spune că se vor păstra garanții de multe miliarde de lei în contul primăriei pentru a interveni constructorii atunci când sunt probleme. Chestiunea e simplă, constructorii vor primi săptămâna viitoare o tranșă din bani, dar rămâne o sumă importantă care va fi dată abia când lucrările vor arăta conform proiectului.